Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tatiana Molcean, a remarcat că pentru Moldova acest suport demonstrează solidaritatea Uniunii Europene și parteneriatul strâns pe care îl are cu Austria. Un sincer mulțumesc pentru autoritățile Austriei, recunoștință pentru acordarea acestui lot de asistență. A fost luată decizia de a solicita activarea din timp a mai multor mecanisme, inclusiv cel al Uniunii Europene. Moldova a primit deja câteva donații, după cum cunoașteți, pe filiera bilaterală. Dar aș vrea anume astăzi să subliniez importanța simbolică a acestui lot, pentru că este prima donație oferită prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Mihail Harabagiu, a mulțumit Austriei, care a răspuns la apelul IGSU de a acorda ajutorul necesar Republicii Moldova, MAI și IGSU. El a spus că din primele zile, efectivul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-a implicat activ în combaterea pandemiei. În fiecare localitate unde a fost carantină, angajații IGSU au fost la datorie și nu doar acolo. Potrivit ambasadoarei Republicii Austria în Republica Moldova, donația a fost posibilă datorită Ministerului de Interne al Austriei. Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, a remarcat că acest ajutor este un exemplu de lucru în echipă care ajută oamenii din Republica Moldova și va continua să susțină țara și pe cetățenii ei.